cât de mult va continua creșterea pieței sau deja s-a oprit, pentru că vrem să știm lucrurile astea. Salutare, națiune! Bine te-am regăsit la un nou clip. În fiecare zi aici postăm update-uri despre spațiu cripto, dar nu numai, postăm și news-uri despre piața macroeconomică. Discutăm să vedem ce se întâmplă la nivel macro ca să putem să investim eficient. Totodată aici nu sunt sfaturi investiționale, sunt părerile mele pe baza analizei pe care eu o fac, așa că voi sunteți responsabili de investițiile voastre. Puteți să preluați ce-i bun, să aveți mai multe surse de unde vă informați. Cred că lucrul ăsta e foarte eficient. Bun, subiectele noastre de astăzi. Vorbim despre lichidările din spațiul cripto care depășesc 280 de milioane de dolari. Discutăm despre parteneriatul celor de la Binance cu Kazakhstanul. Vedem cât de mult va dura creșterea pieței sau dacă deja s-a oprit și vom merge în jos și clar despre Bitcoin, nu? Adică a mers până zona de 25.211 conform datelor celor de la Binance. Totodată, așa cum bine știți, Ethereum este în centrul atenției. Cel puțin până la data lansării oficiale a Ethereum 2.0, Ethereum Merge. Dacă nu ați văzut clipul despre adevărul înfiorător despre ETH 2.0, v-aș încuraja să mergeți să îl vedeți. Iar pe final o să vreau să vorbim despre top 5 criptomonede de urmărit în săptămâna aceasta. Începem cu prima știre de astăzi. 280 de milioane de dolari au fost lichidați din piață. Hai să mergem la mine pe Twitter, chiar acum 7 minute am pus chestia asta. În ultima zi au fost înregistrate lichidări de peste 280 de milioane de dolari, unde au fost afectați peste 98.000 de traderi. În ultimele 24 de ore, volumele de lichidări au crescut rapid. Pe măsură ce Bitcoinul a scăzut sub 24.000 de dolari, zeci de mii de comercianți sau traderi s-au trezit la cheremul pieței, deoarece pozițiile lor au fost lichidate. Cele mai multe dintre acestea s-au produs în ultimele 12 ore, unde lichidările au depășit peste 100 de milioane de dolari. Parcă Bitcoinul nu se mai oprea din a crește și totul părea bine, însă piața și-a arătat din nou imprevizibilitatea atunci când prețul Bitcoin nu a reușit să țină zona de 25.000 de dolari. Ceea ce e interesant și mă surprinde puțin e că pozițiile lungi au reprezentat 71,77% din toate lichidările, arătând cât de optimistă a devenit piața înainte de retragerea pieței, deci înainte ca pozițiile astea să fie lichidate. Și așa cum bine știți, ieri vă spuneam că indicele de frică și de lăcomie a fost la 47, astăzi este la 45. Deci cum avem puțină creștere, cum avem câteva news-uri bune în piața macro, cum am observat că inflația în America e de 0% în luna iulie, am văzut că lucrurile se reglează, psihologia oamenilor e destul de interesantă și devin foarte optimiști. E bine, însă eu cred că piața mai are ceva de scăzut. Al doilea subiect pe care îl aduc înaintea dumneavoastră astăzi e legat de Binance. Acum, potrivit CEO-ului AFSA, Nurkhat Kushimov, încercarea de a acorda lui Binance o licență de a opera în Kazakhstan ar putea duce la dezvoltarea unui ecosistem vibrant al industriei activelor digitale la nivel local și regional. Mișcări destul de interesante pe care le face Binance-ul, au monopolul în piață, cel puțin din punct de vedere al exchange-urilor, dar câștigă teren, adică îs la mare distanță față de celelalte exchange-uri. Fondatorul CEO-ul Binance, Changpeng Zhao, sau așa zisul KZ, a adăugat că schimbul, exchange-ul, vizează o abordare în primul rând conformității, oferind produse și servicii într-un mediu sigur și bine reglementat la nivel global. Mergem mai departe la raliul nostru criptografic, pentru că cu ăsta am început, dar am preferat să vă țin puțin în suspans, iar la final am spus că vă dau top 5 cripto de urmărit în săptămâna aceasta. Ei bine, raliul criptografic dintr-o recesiune extrem de severă a fost o ușurare foarte binevenită pentru mulți deținători de criptomonede. De la vârf, da, la sfârșitul lunii noiembrie, unde am avut all-time high a anului trecut, cripto a scăzut destul de puternic, cu excepția unui raliu între sfârșitul lunii ianuarie și aprilie 2022, desigur. Când Bitcoin a atins un minim de 17.500 de dolari, părea că prețul nu se va opri niciodată din scădere. Unii comentatori au sugerat că adevărata capitulare nu a fost niciodată atinsă, dar din perspectiva analizei tehnice, prețul a atins un
nivel extrem de supravândut. 17.500 de dolari s-au dovedit a fi un minim. Dacă acesta este doar un nivel minim local sau dacă prețul ar putea scădea și mai mult, nu a devenit încă evident. Deci nu putem ști cu precizie. Acum, pentru cei care mă urmăriți și sunteți abonați acestui canal, vă știți că eu cred că nu ăsta este bottom-ul. Eu cred că bottom-ul este undeva la 15.500, zona aia, poate chiar mai jos. Dacă ești nou aici pe canal și îți place inițiativa canalului, îți plac update-urile, vrei să rămâi informat, vrei să faci niște profituri destul de interesante pe baza, poate, analize pe care eu o fac, dar asta rămâne la latitudinea ta, poate dai un subscribe, un like, că ajută extrem de mult această comunitate, și apeși clopoțelul ca să fii notificat în fiecare zi când apare un update, să nu ratezi nicio șansă de a-ți îmbunătăți portofoliul tău de investiții și de a-l crește, bineînțeles. Acum, după cum vedeți și aici, ne-am dus în zona de 25.200, după care nu am rezistat foarte mult în această zonă. Și acum Bitcoin are parte de o corecție, în prezent se tranzacționează la 24.000, se luptă să rămână în această zonă. Iar acum cireașa de pe tort, vă spuneam de top 5 cripto de urmărit în această săptămână. Desigur că primul loc este Bitcoin, da? Ochii pe Bitcoin în această săptămână. O a doua criptomonedă, bine, aș pune-o pe primul loc, dar rămâne, o lăsăm așa, de data aceasta, a doua ca și top, pentru că e vorba de Ethereum, da, așteptăm cu toții fuziunea din 16-17 septembrie, ETH 2.0, se tranzacționează acum la 1.900 dolari, 7% în ultimele 7 zile, ochii pe Ethereum, are o rezistență foarte importantă la 2.000 de dolari, o rezistență pe care probabil, sau cel mai probabil, o să o învingem și o să vedem Ethereum la niște prețuri destul de interesante. Poate în zona de 2200 de dolari s-ar merita să dăm un take profit. Tu ce părere ai? Lasă în comentarii dacă se merită să dai un take profit, să-ți iei profiturile dacă Ethereum ajunge până în septembrie la 2200 de dolari. S-ar merita sau nu un profit să-l marchezi la 2200? Hai, lasă în comentarii părerea ta. O a treia monedă, BNB, desigur, am văzut-o că întâmpină ceva probleme pe la 300, mi se pare, 20, ia să dăm pe daily, pe la 327, da, 326, 327 de dolari zona asta, a întâmpinat ceva probleme, însă eu cred că dacă taurii se apucă din nou de împins piața, s-ar putea să-l vedem într-o zonă interesantă, poate chiar mai sus de 350 de dolari, nu m-aș mira. Nu l-am mai văzut de, în ultima lună cel puțin nu l-am mai văzut în zona aia și dacă ne uităm nici măcar în ultimele 3 luni. Deci, da, dacă taurii își fac treaba și Bitcoin merge în zona de 27.000, 28 zona aia, nu m-aș mira să-l vedem la 360 chiar. Un al patrulea proiect pe care ar fi fain să fim cu ochii în această săptămână ar fi Sandbox. Da, dacă reușim să rupem acea rezistență, o rezistență importantă pe care acesta o are la 1,4, nu m-aș mira să îl vedem în zona de 2 dolari. Acum v-am întrebat dacă se merită să dăm un take profit la Ethereum la 2200 de dolari. Acum întrebarea e, se merită să dăm un take profit la 2 dolari, dacă am intrat acum, dacă am investit de pildă acum în The Sandbox, cred că o să deschid o poziție la 1,3 și s-ar putea să intru în The Sandbox, urmând să-mi asum un risc, dar în același timp poate și un profit interesant la 2 dolari. Pe locul 5 în această săptămână aș miza GMT, Stepn a câștigat destul de multă popularitate în ultimele luni. Stepn la un moment dat a făcut furori, acum e pe un trend destul de interesant și nu m-aș mira să-l vedem la 1,5 dolari, poate chiar spre 2 dolari. Cam astea au fost update-urile de astăzi, sper că v-au servit, v-au fost de folos. Dacă ți-a plăcut episodul de astăzi, poți lași un comentariu în comunitate. Vreau să știți că le citesc pe toate, suntem peste 5.000 de abonați, aproape 5.100, vă mulțumesc super mult pentru aportul vostru.
Mâine, cum v-am obișnuit, ne vedem la un nou clip. Vă salut cu mult respect, toate cele bune!